Motivul esențial pentru care am ales să merg la programul Persuasion Elite ține de dorința de a învăța persuasiune și de a învăța persuasiune mai ales structurat, tehnic. Pentru că lucrez într-un domeniu care necesită foarte multă comunicare și persuasiune, persuasiune zic acum, sau zicem legat de, folosim termenul ăsta legat de curs, de tematică, dar putem la fel de bine să-i spunem capacitate de convingere și de convingere în așa fel încât cel cu care comunicăm să-și dorească să se lase convins de noi. Și mi-am dorit foarte mult să învăț și partea de tips and tricks, să învăț și partea de tehnică, de structurare, de detalii pe care am avut ocazia să le învăț din plin în sesiunile de Persuasion Elite. A fost o experiență extrem de pragmatică, ceea ce am avut nevoie, în sensul că trainerii excepționali cu care am lucrat au avut grijă să creeze un context în care să practicăm, pentru că noțiunile de persuasion nu sunt doar noțiuni concept, ci sunt niște lucruri simple, ca de exemplu proximitatea geografică, care ține și de felul în care mă poziționez eu față de tine acum, contează enorm de mult. Mai apoi modul în care ne mișcăm fizionomic și gesturile pe care le avem, toate astea, aceste detalii simple, în persuasion sunt foarte bine evidențiate, te antrenezi pe ele și apoi sesizezi curând că ele îți vin reflex, îți vin natural și ajută enorm de mult în comunicarea cu ceilalți. Enorm. Și nu o spun doar ca frază publicitară, ci mie mi-a folosit și îmi folosește enorm de mult și mi-a crescut randamentul foarte mult în felul de a comunica cu ceilalți, inclusiv profesional, și de a produce împreună cu ei rezultate. Aș recomanda oricărui profesionist care are legătură cu comunicarea, aș recomanda în același timp oricărui tată care are o puștaică de 5 ani ca mine, aș recomanda oricărui soț care are o nevastă pe care o iubește și, în general, oricărei persoane care este real interesată să aibă un raport autentic cu oamenii din jurul său.